Azi la 12 avem. Ce? Avem treabă iar la 12, a zis să începem încălzire, să nu fac pro-ntindere ceva. După un program de recuperare și detoxifiere, cu mici, ceafă la grătar, scăricică, coaste, asezonate cu niște murături... Dă-i de că eu nu mă opresc. Colegul Oprișan, precum și alți colegi de la direcția Digital... Da, porecliți elefanței. Elefanței au... început un program de remodelare corporală cu Nebi, al nostru fitnessistul de serviciu. Acest exemplar, fachidermul nostru, acest exemplar... Ai zis tu mai repede că am obosit. A fost surprins de camerele de supraveghere în timpul unui exercițiu. Nu știm dacă este un exercițiu cu TRX-ul sau a vrut să smulgă funii aia din tavan. Ca intrarea să fie, da, nu așa, altfel făcută. Te rog să arată-ne cum intri tu în sală, da? Da, da. Fii atent. Ăsta, Stallone, urca pe scări. Dar acum șmecheria-i urci două, cobor una. Da? Hop! Urci trei, au, cobor două. Așa. Au, urci patru, cobor trei. Și iarăși. Și când ajungi, asta e. Mișcarea. Asta e. A, și spate ai Muzeul de Filadelfia, Muzeul de Artă de Filadelfia. Da, da. Bagă-mă Muzeul de Artă din Filadelfia. Și încă o dată, hai. Încă o dată, doamnelor și domnilor. Chirochi Balboa. Da, suficient. Te rog să te retragi. Retrage-te. Unde mă, să nu dau peste asta. Doamnelor și domnilor. Stai, acest Rocky din țețe me. Ușurel că asta. S-a scobat ista asta de râdeți de ea voi. Inventatorul tricepsului la Neața. Păi, să mor dacă știam că aici sunt niște mușchi. Da, am un băiat care nu știa că sunt aici și zice, Oprișene, ce probleme am avut dimineața. Hai de cap. Haideți împreună să urmărim imagini șoc și groază. Ce a făcut Oprișan în sala de forță, afli doar aici. Dani, hit it. Ia uite-l. Te rog să dai un stop cadru. Vezi, de asta nu ajungem noi ca japonezii ăia de ambusunai. În loc să spunem bravo, Oprișene, ce bravo. Numai pe Caterica, uite, vreau să remarcați bașcheții fucsia. E decalibrat. Pe care i-a luat probabil de la soție. E decalibrat televizorul, nu e, că nu e culoarea aia. Dar ce ești îmbrăcat, Oprișene? În negru. În negru. Vedeți că și-a asortat talpa fucsia a Adidasilor cu fațai. Adică au aceeași culoare, făceai de mult aici, că văd că îți dădeai... Era ultima serie, a zis, Doamne, câte mai sunt. Ia uite-l, ia uite. Uite-te puțin. Ia uite. Opa! Ia uite. Burta băuse niște apă minerală din cauza asta pentru hidratare. Pentru hidratare se întâmplase treaba asta. Din cauza la hidratare. În loc să-l vedeți pe Ștefan în spate, Ștefan a făcut și greșeala, zic că a mâncat aseară un tort. Da? Ia hai, zic. Un tort. Atât a consumase omul acum, dacă a avut plăcere, un torculeț mai mic. Și a zis, Nebi, voi vă bate joc de mine, hai. Băi, Ștefane, zic că acum te găsim, o să-ți pui tâmpenile astea. În loc să apreciați că l-ai mort acolo în spate, pleci acasă și eu sunt singurul de mai trag de alea, voi pe bășcălie toată ziua. Dar tu vrei să le iei acasă, adică așa arată. Păi eu vreau să-l rup, zic, să nu mai fac data viitoare. Ia uite, bă. Uite mișcare de balerină. Uite, hai, bă, bune, poziția genunchii capului rupți. Zici că e coborător la bob. Da, uite genunchii rupți. Și genunchii rupți. Foarte bine, foarte. De unde ți-ai bașcheți ăștia, bă, băiastele? Da. Să aplaudăm. Da, ce are, mă, te reșești. Noua direcție a redacției Neața și Digital. Și anume sport, dietă și o vedetă. Da, nati genunchi, niciodată cu genunchi. Așa, hap. Mamă, dar ce pârâie să... Da. Hai, las că face pe la 12. Pușcași și pârâiași, vorba diverticilor. Da, pușcăria și marini. Descoperindu-și grupe de mușchi, ei aplaudă, nu-i așa, inițiativa lui Nebi, pe care îl vor felicita cu 10 mici cu muștar de calitate la Cocoșatu. Hai să luăm o scurtă pauză, să ne întoarcem la Neața.